8 martie a fost marcat în fabricile din Drobeta, Turnul Severin. Primarul Marius Creciu, împreună cu Alea din Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, au fost atenți cu toate femeile din clasa muncitoare, marcând ziua lor cu o floare simbolică. A devenit o tradiție pentru municipalitate să marcheze ziua femeii cu o floare simbolică pe care le-a înmânat-o în semn de recunoștință. Astăzi, edilul orașului a adus un zâmbet pe fețele femeilor din fabricile din Drobeta, Turnul Severin. Primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin, Marius Creciu, împreună cu președintele Consiliului Județean Alea din Georgescu, au avut grijă ca ziua femeii să fie marcată în fiecare an cu un gest simbolic, oferind tuturor femeilor o garoafă roșie și amintindu-le și de această dată cât de importante sunt în viețile noastre. De foarte mulți ani sunt prezent în mijlocul doamnelor și domnișoarelor care lucrează în Drobeta, Turnul Severin. Este o tradiție deja pentru mine personal, sunt și în calitate de primar și în calitate de președinte al PSD Turnul Severin, dar în primul rând sunt în calitate de om. Le urez din suflet la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor și cu siguranță voi fi prezent și anul viitor. La mulți ani! Doamnele și domnișoarele au fost profund impresionate de gestul edilului și la fel de surprinse ca în fiecare an, i-au mulțumit acestuia pentru că nu au uitat să le viziteze și să le aducă bucurie pe chipuri și în suflete. Vă dorim o primăvară minunată și mulțumim domnului primar ca în fiecare an pentru minunatele flori oferite doamnelor noastre. Câte doamne aici? În jur de 200 de doamne. Foarte frumos, ca în fiecare an. Însu vine la noi și ne aduce flori. E un gest foarte frumos și îi mulțumim pe această cale. Un gest admirabil al domnului primar. Spuneți-mi cum v-a simțit. Foarte bine, da. Ce aveți să-i transmiteți pentru această inițiativă? Sănătate și putere de muncă, să facă ceva pentru orașul nostru. Ca de fiecare dată, autoritățile locale județene au dat dovadă de implicare în viața comunității, ducând tradiția mai departe și în acest an. Acesta este modul autorităților de a-și arăta prețuirea față de femeile care își desfășoară activitatea în fabrici, însă nu sunt niciodată ocolite de atenția reprezentanților primăriei.